seama cum te-ai apucat era să repar birul. Era un pui, bă, ce vrei. Lasă-mă că s-o lăsă. Trăiți! Atenție la mine că avem o misiune de maximă securitate și discreție. Și cine se achită de ea, o să ia o primă. Ai înțeles, poponețule? Da. O misiune de maximă secreție. Discreție. Mă iertați. Stați liniște, în privința asta nimeni nu scoate nimic de la mine. Când e vorba de informații clasificate, știți cum sunt? Mai chitră decât pupăță. Mă iertați că am zis. Vine o delegație oficială de la poliția din Scoția. De la Scotland Yard! Scotland Yard? Îi poliția londoneză, incultule. Ia uite, va veni fundul Moldovei să ne dea lecții la București. Bă, în primul rând că știe toată lumea. Scotland Yard vine de la Scoția, mă, clar. Nu vine de la Scoția, mă, vine de la strada unde a fost sediu central al poliției din Londra. Se numea Great Scotland Yard. Și chiar dacă între timp s-a mutat de acolo și-o păstrat numele, acum se numește New Scotland Yard. Închideți măgurile că vă ies muștele. Bravo, Jean Mirabela. Deja jumătate de primă e a ta. Vă mulțumesc, șefa. O să onorez responsabilitatea pe care mi-ați acordat-o. Să revenim. Noi trebuie să asigurăm securitatea oficialului scoțian. Mă ocup eu, șefa. Because I speak English very fluently. I'm the perfect bodyguard for this mission, chief. Ui, bă, Kevin Costner. E ca dracu cu brigard. Păi, bă, Kevin Costner avea zulub, avea o pleată. Și sub pleată avea și altceva. Rete creier. Dar nu e cazul. Bă, îmi ce cu brigard, ce bodyguard. Alo, alo, nu vă mai certați că nu o să fie nimeni bodyguard. Da? Că oficialul nu vrea să vadă pază în jurul lui. Că a fost campion la lupte și zice că nu este nevoie să se cheltuie bani pentru protecția sa. Dar noi nu putem să lăsăm lucrurile așa, că e riscant. Până și Van Damme și-a luat bătaie într-un club de la niște golani. Și mă știe că ăsta a fost singur în club? Că bănuiesc că singur a fost, că dacă ăștia doi erau amândoi, se punea spate în spate, rupea clubul în patru și ținea piept la toată armata rusă. Van Damme, celălalt Chiorete, actorul. Ne-aș paga! O spar să moară carul. Ăla, s-a întâmplat acum câțiva ani când filma în România. Dar hai să nu divagăm de la subiect, da? Vreau să-l păziți undercover. Adică ce înseamnă asta? Dacă merge la restaurant, vă deghizați în... masă! Chelner! Dacă merge la fitness, vă deghizați în... Și o bicicletă! Culturiști! Da, să trăiți! Dacă merge în pădure, ne face căprioare? Mă, s-a înțeles. Am intrat eu la apă. Mă, tu vrei să mă pui la curătă să... Alicui astea. Sunt pentru misiunile undercover, mă. Adică sub acoperirii. Alo? Da, ne vedem direct la hotel. M-a orbit iubirea, dar nu m-a tâmpit. Poponițule, ți-am zis că nu vorbim prin telefon. E ceva putred aici. Să dea dracii, să dea la preoteasa mea, că dacă nu-i dau și eu, o să se învârte ca ușa de la hotel. Cimerea! Iubire! Îi de la servici, că trebuie să mergem într-o misiune. Ce faci, pupăză? Ai venit să ne cinstești, a? Ne. Am venit doar să vă arăt să nu cumva să o folosiți la bar. Că asta e băutura favorită a lui Zen. Numai ei dau când vreau să mă ducă pe culmile... falimentului, că la cât a costat... Cât a costat? Cât a costat? 8 milioane! Nu m-a trimis ieri să-i o cumpăr. Dar când am văzut cât costă, am renunțat să nu facă vreun stop cardiac. Ai dat 8 milioane pe o zeamă! Și noi ne rugăm de tine de două luni să pui 1 milion în plus la salariu! Conform noului salariu minim pe economie! Ce? Au crescut chiar salariul minim pe economie? Încuștienții naibii! Dar de fapt ce interesează pe ei? Că doar nu dau de la ei din buzunar, tot pe noi să tragă! Și nu, n-am dat 8 milioane pe ea, că doar nu sunt inconștient. Mi-a dat o mușchiulică din partea lui Baros că îi plătesc la timp taxa de protecție. Nu divaga! Deci refuz să ne plătești drepturile
plățile salariale legale. O să vi le plătesc disperat, o să vi le... Dar aveți răbdare să mă obișnuiesc și eu un pic cu ideea că sunt șocat. Mama lor de... asta e scumpă. Ce faci, bubulețule? Vrei să te iei jumătate normal la noi la bar? Ce s-a făcut? Am muncă în folosul comunității? Că nu-l văd eu pe Hitra să te plătească. Etena, deșteptule, eu mă antrenez acum. Da, pentru că eu am o misiune undercover. Trebuie să joc un fel de rol de ospătar, așa. La cum are vrei tu, tava aia, o să fie undercover maxim 2 secunde. Ce spune? Ce-ai făcut, mă? Bă, ăla era cristal de boemia de la bunica și am aretat dinții ca să-l cumpere. Ați căldoare în cot? Așa a zis? Da! Pupăză, pupăză, paharele astea au fost bonus la aspirator. Și ce, mă? Aspiratorul n-a costat bani? Deci asta înseamnă că au costat și paharele. Și lasă tava aia din mână. Păpunețule, ai grijă, că dacă mai spargi ceva, o să duci tava la... la cantina săracilor. Bravo! Bravo, prietene! Ai spart ghinionul meu! Voala de vezi acilea! Vocațiune de ospătar adevărat! Pe cine crezi, mătăluță, că o să trimeați șefa misiune? Aud! Ia-l! Ok, ok, păpunețule, tu ai vrut-o! Dar nu eu, Chiorete! Nici de dreacu! Bă, voi sunteți proști? Voi faceți concurs pe care să-l dau mai repede afară din casă? Nu. Dar mi-a pus pedică de rămăsa! Da, Iure, așa el împiedicat! Hai și pierdă, te găsește, dragi! Terminați odată și strângeți mai repede! Că dacă rămâne vreo pată pe mobilă, o să schimb tot mobilierul din casă pe banii voștri! Salut, Vandam! Emma, te rog eu frumos, învață-mă și pe mine niște tehnici de-astea, ospătărești de-ale tale, că am nevoie urgent. Te învăț, da, trebuie să dai și tu ceva acolo, că școlarizarea nu mai e moca de pe vremea lui Ceașcă. Hai, mă, câte-am, da. Fii atent, spatele drept, mâna fermă și privire înainte. Ai înțeles? Ia. Da, ia și ceva greu. Mă, nu cu asta, nu cu cine ziat. De ce, mă, ce are, mă, sticla ai? Da, aur, ce are? Nu, poponeție lui Pupăză. O ține special pentru gagica sa, că e băutura ei preferată. Dacă o spargem, am pus-o, că face cât jumătate din salariul meu. Pus-o? Cât vrei pe sticla aia? Poponeție, am impresia că tu chiar ești milițian. Nu ți-am zis că e lui Pupăză? Băi, e bine. 3 milioane, e bine? Oh, perfect. Dori, mă, dă sticla înapoi. Ce vă, mă, pisică, tu ești un cigașa? Bă, decât să mă ucidă Chitra prin comentarii, mai bine mor pe mâna mea. Și stai liniștit că nu se prindă. Știi ce facem? Pune malichior în sticla aia goală pe care ți-a dat-o el de model, că te-a trimis să cumperi. Nu o să se prinde el, dar să prinde gagica sa. Că dacă e băutura ei preferată, sigur îi știe gustul. Și? Mi-a zis Pupăză că a luat-o de la contrabandă? Îi iau toți apă, nu noi. Nu? Extraordinar, ești dracu pe sârmă. Dar sper că ți-ai pregătit și un teu pacilea pe lângă tine, ca să bagi niște șmega când s-o sparge aia. Haide, băi, Cobe, lasă-mă că am prins-o, vezi? Ce zice șef? Cum sunt? Chel! Cingoșient! Cum îți permiți, mă, să aduci alcool în secție? Dacă ne filmează vreun peten și ne vedem la știri. Chiorete, te duci tu cu Mirabela la recepția cu scoțiene de la hotel, că te văd mai lucid. Sau cine știe ce naiba mai face pe acolo? Păi, servesc patria! Văzuși, bă, că nu-i pentru cine se pregătește, e pentru cine nu greșește. Pam, pam! Așa, mă? Prefostule, te calc cu dinții în gură sau care treaba? Te dai la Mirabela pe la spatele meu? Ce, mă, nu mă, stai, mă, ești nebun, ce te-a apucat? Cu ce m-a apucat? Vrei să spui că negi, că ai vorbit că la telefon să vă întâlniți pe la nu știu ce hotel? Eu? Da, cine? A, nu e, mă, eu am sunat-o doar, mă, dar Chiorete se duce, ci că în misiune. Ai, Iurea, de când e Mirabela mâna dreapta lui șefa, ăsta se tot dă pe lângă ea, poate îi pică și lui ceva. Dar vezi și tu să nu-i pice cu trunc gagică ta, da? Păi ăștia care sunt răniți în dragoste așa sunt foarte sensibili și... Păi,
Hai, din are trog, mă, cum să-i cadă cu trog? Prostești, mă! Bă, fierte că scoși pe tine! Bă, nu crezi, nu crezi, mă! Da... Ce cauți, mă, aici? Să lua... A venit jos! Veți în timpul serviciului? Cum să l-am mai nebunit? Doar... Doar o testam să văd dacă e contrafăcută. Că e probă într-un dosar la care lucrez. Dacă mă lași. A, nu m-ați lucrat o scurtă întrebare și după aia plec, nu vă mai deranjeze cât... Zi! E adevărat că Mirabela e misiune la un hotel cu chiurete? Da, trebuie să păzească o delegație străină. Da, de ce? Că... Credeam că am făcut mișto popănesc de mine cât, ca să nu mai aștept diseară pe Mirabela cu mâncarea caldă, ca să... Că eu plecam urmă... Stai! Să nu spui nimănui ce ai văzut aici, că e dosar strict secret. Yes. E cu trafic de alcool. Îți pui libertate în pericol, ai înțeles? Da, am plecat. Mirabela, ia-mă și pe mine diseară cu tine misiunea aia undercover, să te ajut, că o să părie soț și soție, ha? Mă, Fezi, tu ai nebunit? După tine am nebunit. Dacă-i disănăzare la vreunul să-ți facă ceva de două cocktailuri. Mă, nu mai fi paranoică, domn Chestor, nici măcar nu vini. Și termin odată cu geloziile astea de băiat la pubertate. Da, nu, la Chestor mă refeream la altul mult mai periculos ca el, care încă nu i s-a defectat prostata. Ce aveți, mă, porumbeilor, de faceți atâta gălăgie? Nimic serios, ce fac? Ba, e foarte serios! Să știți că vreau să merg și eu diseară la misiunea ei sub acolo, la misiunea secretă. Că s-o ajut să poate, că ați văzut că eu știu, să țin un secret. E o idee originală, de ce nu? Yes, vă zici, hai? Cum adică, șefa? Cum adică, civilii ăștia au voie să meargă și... Noi, cadrele de rădăște, adică eu nu pot? Da, duceți-vă toți din partea mea. Și când ajungem acolo, știm că am venit din partea dumneavoastră, nu? Da, vedeți că am fost informată că e ținută obligatorie după tradiția scoțiană. Adică bărbații vin în chilturi. Ce tare! De când visau să umblu în fustă fără să mă fac de râs? Cât? Păi stai, domne, că vreau numai fustă, nu vreau și o femeie în ea. Să vă arsă focul la banii ăștia. Iubire, mai mămică să dai și mie niște bănișori cu împrumut, că vreau să-mi închiriez un kit. Ăsta, un kit, un kilt. Hai că nu-i sumă mare, numai 200 de lei, mai între 199. Ce? Exact așa am zis și eu când am auzit. Ce? Da, ăsta-i prețul, hai să fac, că-i măsură mare, uite-te la mine cât sunt. Crezi că eu stâmpită să dau plata întreținerii pe o lună pentru geloziile tale stupidi? Hai, fă-ti comoțul, așteaptă-mă că nu lipsă-ți mult. Oricum aș faros că și cer un pupăză, na? A, ok, dar să mă aștept și cu ceva bun din papa, da? Da, să te aștept cu ceva bun. De pleci în perdeaua aia așa să-mi te tragă cu... Ce am eu aici? Ce am eu aici? Ia uite! Ei, acum o să fiu cel mai scoțian dintre toți. O să semăn cu Braveheart. Da, cu o mică mare diferență. Că ăla era plin de păr pe cap, nu pe trup ca tine precum lupii. Să faci un preț la mărarul, dă-l ții pe picioare, mă, că poate ți-l cumpără cariba pentru ciorbă. Te oftici, mă, de asta, te oftici. Și dacă vrei să zici pe ăsta, îl rezolvi imediat. Nu o să mai ai niciun mărar. Ești chitră! Mersi, Doamne! Scuză-mă pentru gest, dar e pentru o faptă nobilă. O să mă rad exact cât se vede de sub chilt. Unde-i, mă? Chiorete! Chiorete, ia vină încoace! Ce ai, mă, nu cred că ai făcut ceea ce cred eu că ai făcut. Adică ați fac mișto de tine? Bă, chiar asta am făcut, prăire. Da, chiltul imediat că fac urât. Sau ești urât. Bă, să nu care cumva să-l fi luat pupăză, că el e el mai scoțian dintre noi toți. Da? E pe de-astea? Ok.
Ia, ia. Bă, tâmpitule! Ce tragi, Daniel? Bă, scârbă! Băi, dacă nu-mi dai chiltul, nu mai te duci nici tu la petrecere, ai înțeles? Te bagă mata! Ia! Ce faci, te-ai și întors? S-a terminat recepția? Nu, șefa, dar mi-e rușinit să vă spun ce s-a întâmplat. Fiți atentă, s-o cam înveselit șeful delegației, scoțianul ăl mare, și a început să se dea la mini. Și eu m-am pierdut și am fugit, șefa. S-a dat la tine de față cu mârlanul? Nu, că mârlanul n-a venit, că nu și-a găsit fustă de aia kilt pe măsura lui. Păi și de ce nu i-ai spus lui Poponeț sau Luchiorete, mă rog, să se dea drept iubitul tău până ieșai din situația jenantă? Dar nici ei nu au ajuns, șefa. N-au ajuns? Adică m-au nebunit toată ziua cu misiunea și... Mirabela, du-te acasă și odihnește că misiunea ta s-a încheiat. De aici preiau eu. Da, șefa. O să te muți la caserie, inconștientule! Treaba ta! Iată-mă! Am trimis-o șefa ca să... Ca să mă scăpați din șeful scoțienilor, mă, că s-o dat la mini tătă seara și nu știu cum naiba acum așteaptă în garsonieră cu schiltul ăla în mini! Bine și mâranul? Habar n-am unde s-o fi dus în Scoția să-și caute chilt, că la câtă minte are! Hai, mă, care face pe iubitul meu în locul lui? Asta! Mirabela, tu mă crezi prost să pun botul la vrăjeala asta? Zic că faci tot circul ăsta că-ți mă bagi la tine în pat! Hai, mă, zi, unde-i mârlanul, a? Ce-ai făcut? L-ai înnecată, nu-i schi la petrecere? Hai, mă, Chioreti, tu! Ce vorbești? Eu-i sunt fidelul Cătișor, da? Ok, atunci eu rămân aici, ăla acolo, și-l așteptăm pe mârlanul să vină să-l omoare. Că știți că e gelos și o să rămânim toți fără slujbe, ca proștii, că doar era de datoria noastră să-l păzim. Du-te, mă, tu, că eu... Că ce? Parcă tu erai vorbitorul de limba engleză și poliglotul secției. Da. Și cum ai vrea să mă duc idiotă în camarada? Stai, mă, că te despag, mă. Da, du-te, mă, tu, mă, te rog eu, că dacă mă vede mârlanul cu asta, o să am aceeași soartă ca scoțianul. Plus că eu trebuie să rămân să caut chiltul, că nu știu unde e. Și costă o grămadă de bani, tu știi? Zău, hai, te rog eu frumos. Ta-da! Surpriză! Pupăză, ce faci aici la ora asta? N-ai auzit? Surpriză! Lichiorul tău preferat, iubitul tău preferat, deci seara perfectă! Dar n-am terminat încă! Lasă că te ajut eu să termin! Dar prima dată o să savurăm minunăția asta! Ia uite! Ta-da! Că sunt dotat peste tot! Ia! Pentru noi. Pentru noi. Da, ce s-a întâmplat? Dar nu e ce scrie pe sticlă. De unde l-ai luat? L-am luat de la un distribuitor. E făcătură, apă chioară. Zi-mi cine e distribuitorul, că îl stalt mâine pe excroc. Păi, nu mai știu că l-am luat dintr-un angro și în angro sunt mulți distribuitori cu multe sticle ca așa în angro. Păi tu din angroiei, mă, pupăză. Păi vezi, te zgârcești la 2 lei și ți-ai țeapă de sute. Care? Data viitoare când vrei ceva bun, îmi zici mie. Care tata distribuitor pentru orice? Și îți dai seama că nimeni nu-și permite să-l înșele pe el. Iubito. De ce Nicule, să mă juchi pe la spate! Și tu, Mirabela, cum ai putut să te dai la prietenul meu cel mai bun? A avut dreptate Poponeț când a zis. S-a zis Poponeț că eu cu Mirabela... Deci recunoaște, norocitule, că mi-ai furat iubita! Calmează-te, mârlanii, că nu te-am înșelat! Dar dacă mă enervez, poate o și-o fac! Bă, tantălăule, eu am venit
acilea cu Mirambela în toamna, ca să ți-o salvezi din ghearele lui Scoțianul ăla, care tăbărâse pe trânsa, că-l bag și măsa și pe tine și pe ăla. Ia, ce? Ce-i ăsta, mă? Mă, nu care cumva ăsta e chiltul lui Poponez ăla avea în living? Bă, Vorcule, ce-o zic cu Poponez ăsta că te găsește, dracii? Băi, ciufuri, nu l-am împrumutat un pic. Și ce te-a schimb vorba? Ce schimb vorba? Să vezi ce schimb eu vorba cu tine până la rest pe acolo, ciorditor, de să fii dobraznic. Dar nu ți-a fii de jenă, mă? Păi eu am față de gagica lui ăsta? Idiotă-l, camarad! O să mă ocup eu de treaba asta! Ia-i toți banii! Ocupă-te, dragă, de tăpărugul tău! Fiți-ar prostul al dreapul! Da, fiți-ar prostul! Bă, adică cine era eu? Auzi, dacă-ți dau o fustă de la mine, mai faci un pipi scoțianu. Cum contrafăcut apă, băză? Dacă vrei, poți o chem pe Zenobia să-ți confirme. Ea a verificat-o. Ia zi, bă, ăsta, sac de mușchi fără creier. Ai înlocuit sticla originală? Dă-i bă banii imediat înapoi, că-mi bătru cu tine pe aici, pe jos. Tata, era cadou, șeful. N-am înlocuit nimic. Așa, mă, pupăză, dă-sta miește. Scoate banii acum imediat, că o să ajungi mâncare la pești pe Dâmbovița, că au băgat ăștia rechini. Te-ai dus ca prostul cu chiltul pus invers la petrecere să ne faci secția de râs? Eu? Cine v-a zis? Tot staful scoțian, că te-ai mai și lăudat că ești de la secția mea. Nu, șefa, nu am fost, eu jur. De fapt, nici n-aveam cum, pentru că mi-a ascuns chiorete chilt. Mi-a ascuns chiltul și, de fapt, tu te-ai dus în locul meu. Mă scuza, șefa, dar sunt indignat. Ăsta-i puțin cu o petrală la. Eu aseară n-am fost la nicio petrecere și aruncă pisica moartă la altul în curte. Eu am fost la Mirabela și la Mârlanu ca să-i ajut într-o problemă de cuplu. Așa-i, șefa. Ha? Era cât pe aici să rup legăturile diplomatice între România și Scoția și mai dai vina și pe alții. Rușine, mă! Ai 2 luni de muncă în folosul comunității. Și o să o faci în chilt. Poate înveți să nu-l mai pui invers. Nu! Și noi ne rugăm de tine de 2 luni să pui 1 milion în plus de aleapă, conform noului salariu mini pe economie. Stai jos, doi. Vin, doamnă. Mirabela, mă las să merg cu tine de seară la hotel în misiune, să te ajut. Imediat. Băi, stâmpit! Stai, așa că dacă nu dai chiltul, n-ajungi nici tu la petrecere. Stai! Ai înțeles? E bine, ia fi atent aici, ia uite. Ia fi atent. Deci... Te iubesc, băi, dar am plecat de mult, tată! Mirabelu, tu mă crezi prost să pun votul la vrăjeala asta ta? Zi, faci tot circul ăsta ca să mă bagi la tine patul. Votul la vrăjeală asta. Votul la vrăjeală. Votul, să zic. Votul, da.